come on. Este una dintre scenele obișnuite ale Vinerii Reducerilor. În afară de produsele ieftine, oamenii își împart pumni și picioare numai pentru a ajunge primii la produsul vedetă. Americanii țipă și se înghesuie chiar și pentru un CD de $1. Pentru sute de mii de americani, Vinerea Neagră este sfârșitul unei așteptări de o săptămână, petrecută mai mult la cozi. Americanii vin să cumpere deja cadourile de Crăciun. Jocurile și consolele sunt la mare căutare. Specialiștii spun că în ciuda crizei economice, care pare să nu se mai termine, milioane de americani vor ieși la cumpărături de Black Friday. Luni, clienții vor avea încă un motiv de bucurie, pentru că vor putea face cele mai ieftine achiziții online.